Запись Никулеску, бă! Salve, șacalilor! Ce faceți? Ce faceți, bă, bă? Sunteți bine? Ați mâncat? Sunteți bine? Ați dormit? Bam, bam, stilul verișios și, bineînțeles, un nou clip cu mimuri. Că doar asta știu să fac. Efectiv, e a treia săptămână când fac, când nu mai am idei, apelez la mimuri. Grupul aveți în descriere, după clip eu vă dau accept sau dacă nu-l căutați, se numește Mimuri cu Snic. Și dacă vezi asta, băi băiatule și băi fetițo, dă un like, frate, ori să ajungi așa, ori să facă clipul ăsta 30.000 de like-uri, ca să mai facem mimuri. Deci vreau să vă zic, fraților, că sunt o leacă cam șocat. Deci primul video cu mimuri, frate, a făcut 300.000 și ăsta la fel, bă, au 286-283, bă. Ăsta vreau să fie video cu mimuri care le bate, bă, pe astea de-o. Deci astea, nu știu, trebuie să fie ceva tare. Bă, sunt gata, mă, de ce le mai crici chestii din lume? By the way, sunt închilos, în caz că voi să știți. Să vedem care-i treaba aia. Știți de ce nu e bine să mâncați prea multe pufarine? Pentru că pățiți asta. De ce am făcut așa? Ce cringe, what the fuck? Încă un clip. What the fuck? Deci că-i bă broț, frate mi-a. Ui, ce chubby. Uai, la ce m-am uitat? Da, pe asta am pus-o și pe story și nu vreau. Da, nu, chiar nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Mă, ce jeguri sunteți, mă. Bă, ce jeguri. Barbie, bă. Bă, ești prost, nici tu observi editul. Pe bune, bă, pe bune, dacă nu. Bă, când vezi un ditai țăranul, bă, cu ditai brațul de țărane, vezi că ține de asta, bă. 200 de like-uri, îi dau, haha. Snake și Danny sunt las fierbinți. Slab. Slab. La, ce-i asta, bă? Uite-l, mă, Pisniculescu, bă. Bă, ești prost, ce... What the fuck? Dacă îmi pică Sniculescu la bac, mă ridic și plec, mă. Mă, jegosule, mă, frate. De Doamne, să-mi pice ăsta la bac, știu totul despre el. Și Selena Micle, unde e? Na, deci lua ăsta fixare în momentul ăsta, fixare. Bă, este cea mai tare chestie pe care am avut-o în viața mea. Uite-l, mă, pe Sniculescu, Mihai Sniculescu, bă. Cum să-l faci așa, bă, dar ce bine arată, ești prost. Nu-mi dau seama că e edit. Deci nu-mi dau seama că e edit, deci îmi pun poza asta pe Instagram să mor. Bă, începem bine, Miu, începem bine. Bă, ce muncită e asta, bravo. Putin anunță că vrea să atace România. S praznicam vas! S dnem velikoi pobedy! Cum zici tu, bosule? Ura! Blar Islani! Capitanul Snickcea. Încetă. Putin se retrage în România. Bă, ce m-am uitat. Putin se retrage. Postează vilerea horror sau trage 25 de cărți Snic. Pe bune, bă, n-am mai postat, scuze. Trebuie să mă abonați, bă, și la Carol de Gaming. N-am mai postat vilerea horror pentru că am avut niște treabă. Tot eu uitându-mă la mimuri. Intră în apa mării și nu te teme. Tinerii ratați, go! Uite-l pe asta mic, mă. Băi, cea mai tare, cea mai tare față, mă. A, uite, Robin aici, ăsta mic, nu mai știu cum îl cheam, Batman Hanan, cum îl cheam pe ăsta. Și terminați, mamă, ce terminați sunteți, pe bune, dacă nu sunteți, vă iubesc rău. Bă, cum vă vin ideile astea, pe bune, cum vă vin? Și... Na... Alt Mihai Sniculescu, mă, bă. De ce mă puneți pe Mihai Eminescu, bă? Sincer, e cam tare și asta, fără Caterinca. Mihai Sniculescu. Ce bine se potrivește. Snic, mesaje. Snic, mai faci vinerea horror? Snic. Da. Știi cum o să fie asta? Un fel cum e sâmbăta cu Satana, frate. De nou ai făcut omul meu de 7 ani, așa o să fie și vinerea horror. Acum realizez, să știți că dacă camera e strâmbă, biroul e strâmb. Eu am încercat să așa, dar... Filmez pe cărți, până la urmă nu e ce vreți. Da, oare sincer, acum pot să mai zic ceva? Mi-am pus un trident și... Îl țin cu degetul așa.
Bă, dar stă bine ca Jason Momoa, nu? Ia, stai că avem un video aici. Mai e și cu frate meu. Înseamnă că o să fii cringe rău de tot. Ia, te sunghe! Uși chiar ce sexy! Bă, și el mă făcea pe mine poponel, bă. Deci știi că ia să-ți dau eu un tag aici, să vezi dacă mă mai faci tu vreodată pe mine poponel. Deci efectiv ce să zic, nu mai zic nimic. I caught you in 4K, brother. In 4K. Te da, prea tare, efectiv prea tare. Cine a făcut asta? Bianca, să trăiești, bravo. În sfârșit, ai scos un adevăr la iveală. Mă bucur, fraților, știți zici? Pentru că de mine zicea că sunt la gay. Dar nu sunt eu, oficial chiar nu sunt eu. O confirmat-o și de rog. Eu, bunică, îmi dai și mie 13 lei, bunica. Dacă îi dai un publu bunii. Eu. Ce cringe. What the fuck? Ce e asta? Mac Pusher, nici nu am terminat. Bine, eu mă lăsând ce că am avut probleme cu stomacul. Și la fel, în care. Bă, acum nu vreau să fii disrespect că mai vorbim cu mâncare în gură. Dar cineva trebuie să vorbească, că dacă nu vorbim nu sui troia. Trebuie să fiu, băi. Educatoarele acum. Educatoarele când învățam eu. Ci, și ci, ci. Ceau, ceau alea când învățai tu, ci. Ci, vrei să spui că asta n-arată bine? Adică cum, ci, ci. Pot să fiu și feminin dacă vreau, da? Și cineva intră la mine în cameră la 3 noaptea. Și bată mai de la geam când vede ce faci în cameră cu vară. Na! Cum să arate, bă? Vai, mă, disper, nu, na. Bă, deci ar trebui, bă, în jur, fața asta să fie meme worldwide, bă, pe bune. Oamenii de 60 de ani de pe Facebook be like, eu nu mai pot, mătușa ta. Copiii proști să plâng, nu mă arătați să plâng. Un bărbat adevărat nu se plânge. E, păi da, cum? Ce vorbești, voi? Aia zic, bă, e exact ce trebuie, pe bune, nu, nu, da, da. Reject modernity, embrace masculinity, hop! Știi ce zic? La asta îi dau ador, pentru că ador. La 6 ani vreau să fiu polițist. La 15 ani vreau să fiu basketbalist. La 20 de ani să luăm așa calelor ce fac. Egito, o la chiar de aici, chiar mă cea să fac basket, e bunic, de un vlog de-a de mulți ani, tare. Parcă Snick spunea într-un videoclip că vrea să facă astronaut, nu polițist. What the fuck, Alexandra? Cineva chiar se uită la videourile mele. Cineva chiar se uită cu atenție la videourile mele. Efectiv, nu pot să zic absolut nimic, că... Bă, m-a făcut feciorul Snick și Denis Hristos, na... No, doamne, nu vreau să fac blasfemie. Uitați cât de complex este. Fericit. Da. Gânditor. Răzbunător. Și morți. Bă, dar de unde e aia? Uitați cât de complex este. Așa. El a făcut asta? Nu puteți ziceți că ni stăteau împreună, legit. Legit, uite la bărbatul ăsta, la stânca asta, bă. Deci ăsta, deci Muntele Carpați sau Snicăi, aceea. Nu, deci uitați-l aici, pe vârful omul. Și aici femeia lui lângă el, ce trebuie? Snake după ce grupul trece de 5.000 de membri. Legit, am făcut 6.000, bă. Am făcut 6.000 de persoane, bă, și-mi lasă lumea comentarii. Hai să vă zic acum o chestie. Mai știți că am zis eu că vreau un moderator, am găsit un moderator, trebuie să-l caut pe aici. Mă rog, o să îl găsim și pe aici. Până la urmă, știți ce am făcut? Am activat opțiunea aia, frate, de să accepte, știi, postările, ca să nu mai fie shit meme-uri. Bă, și v-ați luat și de el, bă, și de mine, că de ce nu se postează meme-ul, că am postat meme-ul? Că de ce mi l-a șters? Că mimul meu am ucit la el. La finalul videoclipului o să vă arăt efectiv de ce nu mai sunt așa. Pentru că sunt foarte multe mimuri de alea foarte proaste. Uite, mai bine lăsăm de astea, știi? Și mă... Bă, de ce ne puneți numai lângă Iisus? Ce am făcut? Bă? Ah, când a împărțit Iisus aici pești. Armele folosite pe Luci când era tânăr. Apropiere de la distanță prin wireless. Inevitabil orice ai face. Mama aici. Ia să-i arăt eu mimul ăsta lui mama. Să-i arăt o leacă și lui măsa lui frate mimul ăsta. Să vadă mama ce, cum era aia când eram eu mai tânăr. Nu, că de bătut sincer nu m-a bătut niciodată. Pe bune acum, dar privirea fraților și cuvintele dor mai tare decât orice bătaie, mă. Snick peste 60 de ani. De ce arăt ca Dan Bidman cu păr lung? Deci efectiv zici că solistul unei trupe rock, pe bune acum, băci. Măcar moare cu păr. Elena îl înșală pe Snick.
Bă, Legii chiar e cu frate meu și are 600 de like-uri, bă. Efectiv e tare, e cam tare mimul ăsta, pe bun. Ce? Bă, cum de nu ți-o gândi nimeni la asta, mă, până acum, bă? Cum de nu ți-o gândi, mă, nimeni la asta, mă? Bă, ce burtă! Mamă, ferească, Dumnezeu! Stay fit, du-te la sală, du-te la sală! Mamă, cum mă... și mă uitam și direct la burtoi, bă! Sau, cred că încercam să văd ceva ce-i mai jos de burtoi, dar, ce să zic, nu mai zic nimic, că nu mai văd, de unde să mai văd? Și nu mai mergi la sală! Hop, emoticon! Na, deci la asta-i dau, fixează, efectiv, bă, nu trebuie să fiu un mim genial, bă, trebuie să fiu un mim care mă sparge pe mine, efectiv, ăsta mă spar pe mine! Efectiv, ador, ador direct! Ce-mi postăm vineri? Minecraft, horror! Eu merg la școală! Bă, e atât de relatable, pe bune dacă nu. Wow, ce tare a luat ăștia sacalii. Mărcius, nică în curan. Bă, mai dau un update, că mulți m-ați întrebat. Nu am mai zis nimic despre asta. Deci când filmez eu, asta este vineri, postez asta sâmbătă normal. Și undeva, astăzi cred că mergem să vorbim despre ședința foto. Săptămâna viitoare le urc pe site. Vorbim și cred că îi dăm drumul. Nu știu, sper weekendul viitor, dar nu cred. Nu știu, am să văd. Snigder bueno. Ia uite cum m-a pus aici, mă. Na, la ce Dumnezeu mă uit. No, deci așa ceva nu pot, deci nu pot să... Băi! Bă, n-ai cum să gândește să faci un mim și să-l numești Lucica, bă, să te gândești, nu, hai că pun, îl pun pe Snic pe Spirtei. Să fac eu un loc de Monica sau cum se numește, bă, bă, adică nu mai știu. Lucica, bă. La ce? Taxi, bancă! Au obosit Sebastian, bă! Bă! Bă, m-a pus pe Sebastian! Bă, cât de bine l-am opus! Bă, cum pot să stau așa bine pe calul ăla, bă? Na, ce tare e asta! Mulți se întrebau de ce râdea Snic, aici avem adevăr. Și uite, mă, pare că-s eu, mă, ce tare, mă! Golale, ce golale ești, Snicuț! Ce ai, Snicuț, să le duci la poții cu gagi cât așa râs, mă! Du-te de aici, mă, ce tare, mă, tare, tare! Domnul Marius este moderatorul nostru, așa că să vă luați de el, nu de mine, da? Omul face ordini și legi și în grup, da? Așa că probabil pe așa o să mai adăugăm moderatori dintre ăștia care sunt cei mai buni pe mimă. Nu că iară ne-au pus ăștia, bă, cum... Bă, aveți ce aveți, bă, cu cina cea de taină, bă, blasfemie, facem aici tot. Numai niciunul nu mai ajungem în rai. Ce-a mai sărat cea mică, dacă, bă, ce băiți, bun, da. Vă să fac o faptă bună de la oameni și noi stăm aici și ne ducăm. Efectiv, da, am luat atâta mâncare pentru noi. Bă! Hai, bă, rapă. Ia iurea, frate, e atâta nesănătate, e un mare cheat, ăsta e cheat, da. Frate, e cheat, mom. Cheat life, e cheat. Nu știu, bă, am pus să fie. Bă! Uite, stai, când e gata, bă! Bă! Iată, facem să-l punem pe Instagram, să ne urmăriți acolo la Sniculeț și dau și eu lapte cu apă, că la mulți ani, la mulți ani ratat, efectiv, apă plată ratată, la mulți ani, efectiv, și Doamne ajută. Dă-i, simte-te bine, simte-te bine. Simte-te bine, ratat, cu o viață avem până la urmă. Bă, dar să lăsați... Da, nu, nu. No, nu-i, no. Voi vedeți în mod neironic că o pus efectiv și pungile de Mac pe masa lui Iisus Hristos. Băi, băieți, este grav. Bă, lângă Iisus Hristos mâncăm Mac. Bă, uite, ăștia vorbeau aici, săraci. Am zis, Doamne ajută, bă. Cu Iisus la masă, bă. Dă-i, haide, bă, dă-i acolo cu Mac-ul. Bă, o decupați și pungile, bă. Asta merge la fixate, n-ai cum, direct fixată, n-ai cum. Efectiv, vă dau voi să vă uitați la chestia asta cât îmi suflu eu nasă, nu, e... Doi ratați! Cu semințe de mac. Un nou baton, bă. Doi ratați cu semințe de mac. Bă, cum vă vin, bă? Dacă vreodată îmi deschid o afacere cu saran de biscuit sau ce-mi deschid, îi dau lui, cum îl cheamă, îi dau lui Bogdan un comision, fraților. Îi dau comisionul 10%, îi dau lui pentru idei. Na. Nu, bă, nu. Bă, nu, bă. Bă, cum s-o fac așa vine, bă? Bă, cum... Bă, sunt lângă primatele astea, bă. E bune dacă nu n-ai nicio treabă, bă. Cum s-o gândite să-mi vadă poza? Bă, dar eram cam bine și pe aici. Eram mai micuță așa, știți, nu eram dita așa. Dar aveam o leacă de abdomen, sincer, nu? Bă, ce m-au pus lângă primatele astea, bă? Dumnezeu, înseamnă că sunt efectiv maimuță proastă. Deci asta, sunt mai mulți proastă, asta e. Da, și pe asta o să o fixez pentru că e cam bună, sincer, e tare. La o piscină cu gagicuța. Ei, da, bărbați. Ăsta zic și om bun. Ăsta e ce trebuie, chiar îl salvez pe ăsta. Ia de să-l salvez direct. Sper că nu se supără frate meu dacă... asta e și să se supere. Dacă nu, asta e unde îl trag așa. Efectiv, frate meu, îmi pare rău de background-ul tău, dar... Oficial, sunt eu cu gagicuța, dar nu așa. Sper că nu te-ai supărat, dar de astăzi sunt eu cu gagicuța. Sync în 2016. Sync în 2018.
Zic în 2020. Zic în 2022. Let's go! What the fuck is this? Rigatotototororo! Dacă v-ați uitat la Titanic și asta e adresat gagicuților, probabil știți că acolo nu era Jane aia sau cum Dumnezeu o chema, era Lucy. Ia uitați ce bine stau. Ioan Lucy Caragiale, bă, nu. M-am făcut Caragiale, bă. Bă, dar voi vedeți cum se potrivesc Mihai Niculescu, Ion Lucy Caragiale, bă, n-ai cum, bă. Cum arată copiii acum versus cum arăta al meu, bă. Mă marș, mă. Adică m-au făcut urât. Te uitați ce cap de biluț aveam, nu? Pe bune, acum când vă uitați la bebelul ăla, credeați că bebelul ăsta, ăla o să ajungă omul ăsta? Uite-o leac, păi am bila cât aveam atunci bila. Bila capului, cât, păi dacă îmi dau una, mă teleportez în trecut, ești prost? Da, deci este atât de greșit din atâtea puncte de vedere încât nici măcar nu știu să mă exprim. Mamă, săraca, nu, deci mă doare sufletul, ești prost? Mă doare sufletul că știu ce se întâmplă și nu pot. Sneak 10, vitamina Sneak. Da, nu recomand, am folosit de 3 ori și deja am început de chelie. Bă, marș, bă, tu vă... Ce jegoși sunteți, bă? Bă, mă enervați, mi-e bune. Pop, te bate tatăl cu curea și-ai cad pantalonii. N-ai cum, nu, 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 asta nu este, efectiv este tare rău, bă. Știți măcar de ce râd eu așa tare? Pentru că-mi imaginez efectiv actul, frate. Îmi imaginez cum copilul și-a bătaie curea, știi, vezi, vezi cum e cad pantalonii și vezi că un alt tati nu mai da, vezi cum... Pe asta o trec direct la fixate, nu știu cine a făcut-o. Geo Ivan, ești fixat rău, tare rău asta. Grupul ăsta e motivul pentru care mai intru pe Facebook. Efectiv, da. Nu, asta nu, nu, chiar nu. Nici asta, nu, cine e ăsta, nu, nu, nu. Da, 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 ce trebuie asta, asta-mi place. Bă, mi-o pun, bă, pe asta o pun pe... Unde-i poza asta? Cine a făcut poza asta? Unde-i poza originală? Că pe asta, pe bune, dacă nu vreau să o pun eu, bă. Eu alunec pe Gresia din Bai, păianjenul din colț. Bă! Voi vă dați seama cât de retardați mental puteți să fiți să vă gândiți la astea, bă, în cel mai bun sens. E acesta. Am zis că facem cod secret în fiecare episod, vreau să văd dacă ați ajuns aici. Codul... nu vă uitați. Leșin! Leșin, ce cringe, băi! No! Ce tare, bă, mamă! Bă, când am făcut asta? Facem cod secret în fiecare episod, vreau să văd dacă ați ajuns aici. Mamă! O să facă Toareg 2020 preț, mamă, ce rușine mi-e! Ok, ca să stabilim ceva, nu părăsesc golful, ca să știți. Aveam două modele de SUV-uri care îmi plăceau rău de tot, și anume Volvo XC60 și Volkswagen Touareg-ul ăsta nou, știi? Îmi plăceau mult amândouă, știi? Și m-am uitat așa, de curiositate la preț. Și m-am dat seama, când am văzut că e vreo 60.000, 70.000 cât costă, nu m-am uitat. Legit, adică rămâne cu golfulețul. Dar dacă dați un like la videoclip și veți cumpăra noul merch, vom putea să luăm și Volkswagen-ul Touareg. Imagini pe care le poți auzi. Legit. Sneak dress ordile. Ce tare e asta? Ia uite-mă pe mine cu leu. N-ai, da, da, da. Tare asta, o salvez și pe asta. S-ar putea să-mi dea crash Facebook-ul, dar tot o salvez. Na, ce bine arată, bă, da, ce real e, bă. Ce e asta? Slay! Slay! Bă, ce bine e pusă. Slay! Ce tare e asta, ești prost. Vai, mi-o dat crash Facebook-ul. Na, păi și eu ce fac acum până ajung din nou la mimuri? Nu mișcă nimeni. Cine mișcă nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă moarte. Unii ar spune că e fake din nou aici cu gagica mea. Bă, nu pot decât să dau un ador la asta pentru că văd că... Bă, eu sunt frumos așa, dar nu-mi stă rău nici cu Selena așa lângă mine, fi bune dacă nu. Adică parcă prea tanca și fi bune, păcat că nu sunt internațional, veri, și am accent de... Sorry, mai dir, mai așa, let's combine each other, let's kiss, let's așa, știi că nu sunt eu, din back from Bacăud, știi? Efectiv, fratele pierdut al lui Bendeac. Degeaba sunt ele dacă nu este ea. Degeaba am atâtea fete lângă mine, ele nu sunt ea. Bă, ce Dumnezeu, la ce mă uite? Chestia asta e un pic cam what the fuck, Sneak Lucy. Iar mi-a dat crash Facebook-ul. Aolo. Da, efectiv, fraților, îmi pare rău, dar nu mai am ce să fac. Legit, nu mai am ce să fac. Îmi dă crash în continuu. Nu cred că calculatorul prost, cred că sunt prea multe chestii. Nu știu, nu-mi dau seama. Astea au fost astea cele mai bune. Au fost mimuri bune. Cei drept am văzut mimuri bune.
Dar cred că episodul trecut au fost memori și mai bune. Poate mai erau, mă, nu știu, cred că mai erau. Poate am uitat să le fixez. Dar n-am cum să le văd pe toate. Ca să zic cel mai bun, cred că mi s-a părut ăsta cu cine acea dita în editul ăsta. Și ăsta cu Eminovi, cu Eminescu, cu Sniculescu, cel mai tare. Bun, bă, aveți Instagram-ul în descriere, dați un follow și acolo să ne facem o dată 300.000, să pot să mă laud eu și că am făcut 300.000. Am început să postez și pe TikTok, avem multe. Mă rog, dacă vă interesează ceva, dacă chiar vă interesează ceva, aveți totul în descriere, așa că nu vă mai zic că deja e cringe. Postare episodul, cred că ne vedem sâmbătă viitoare. Poate sâmbătă viitoare luăm pauză de la meme-uri, că prea multe, da? Vedem cum vreți și voi. Și eu ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.